despărțirea, greu suspinul meu. Tipul mamei la fereastră așteptând mereu, ochii-mi lacrimați de atâta dor, strâng atâția nori de ploaie după ei fecior. Vine pe cărare, parcă umbra ta, e un vis sau e aievea cât m-aș bucura. Gândurile toate poate te-au chemat. Ziua. Noi suntem de la compania Surprize de Vis și astăzi venim pentru doamna Elena cu o surpriză. Acest buchet de trandafiri. Poate ați uitat la curtația lui Pavel. Ați și la noapte. Așa, astăzi dumneavoastră șampanie. Și balanii pentru doamna Elena. Dar n-ați mai sus. Vreau să vă întreb dacă vă dați seama din partea cui e surpriza. Nu, nici nu mă cum crede. Am și un mesaj pentru dumneavoastră. Îi dau citire mesajului și aflăm și din partea cui e surpriza. Scumpa noastră mamă și bunică, azi vrem să-ți aducem zâmbetul pe buze și liniștea în suflet. Vrem să-ți aducem fericirea pe care ai așteptat-o cu răbdare toată viața. Vrem să-ți creăm atmosfera în care să ne simți aproape. Soarta ne-a dus la mulți kilometri de lângă tine, dar să știi, mamă dragă, că ești mereu în sufletele noastre. Ne vom ruga neîncetat bunului Dumnezeu să-ți dea sănătate, binecuvântare, că restul avem grijă noi. Te iubim, mamă, tu ești eroina noastră, modelul femeii care niciodată nu a cedat și a mers înainte împotriva tuturor greutăților. Ne mândrim și îți mulțumim că ești mama noastră. La mulți ani, iubită mamă, la mulți ani, scumpă bunică, drag de la copiii Vitalie, Adrian, Nicolae, norocile Zina, Svetlana, Ana și nepoțica Daria. Poftim și felicitarea! Nici pot să zic, mă rog lui Dumnezeu să-i păzească Dumnezeu și sănătos și nu tot să-i clipa cu gândul la lege. Hai mai zici tu ceva, că deamă nu pot zici. Eu zic că 22 septembrie. Mele-i sparte și ne adună iar, de-aș avea ce faci acasă, n-ar fi în zadar. Nu-ți pierde speranța, poate că într-o zi